Eveniment important în viața comunității din Cicârlău. Sâmbătă s-au inaugurat lucrările la unul din obiectivele din comună, modernizarea, extinderea și dotarea școlii gimnaziale prin programul operațional regional. Extinderea a constat în realizarea unei aripi noi de clădire care cuprinde un laborator pentru științe, 5 săli de clasă, biblioteca școlară, un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și 2 toalete cu dotări separate. Un element de noutate îl reprezintă construcția unei sere. Edilul comunei Cicârlău a subliniat faptul că pe lângă dotările de ultimă generație din noua școală e nevoie și de programe educaționale și școlare complementare cu acestea. Printre invitații care au luat cuvântul la inaugurarea noii școli au fost directorul executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanei, Mariana Macarie, fost elev a școlii, dar și elev de nota 10 a acestei școli, Ingrid Hidigan și Vlad Coje. În cadrul ceremoniei de inaugurare a noii școli a fost inclusă și o slujbă religioasă de sfințire a clădirii, după care cei prezenți au fost invitați să viziteze imobilul. Valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contractul de finanțare se ridică la aproximativ 3 milioane de lei, la care se adaugă TVA. Din această sumă, în jur de 61.000 de lei, fiind contribuția eligibilă a comunei Cicârlău. De la ceremonia de inaugurare nu au lipsit nici momentele festive desfășurate la Căminul Cultural Nicolae Sabău. Acestea au fost susținute de grupul folcloric Strugurelul al comunei Cicârlău și de invitații speciali din Republica Moldova, Orchestra de Muzică Populară Alunelul a Școlii de Artă din Strășeni și ansamblul de dans popular Baștina al Casei Raionale Strășeni.